Bine v-am găsit la un nou tutorial. Astăzi vom realiza o decorațiune de Crăciun dintr-un flacon de la lapte și ambalaje reciclate. Vom avea nevoie de flaconul de la lapte, un marker, foarfecă, eu am o formă de la prăjituri în formă de steluță și ambalaje pe care le voi recicla. Vom începe să facem formele pe sticla de la lapte, iar pe urmă o vom face și pe ambalajele reciclate. Am terminat de decupat formele de steluță din flaconul de la lapte, iar acum vă voi arăta cum voi realiza steluța, ornament, cu ambalajul pe care l-am reciclat. Voi folosi pistolul de lipit și voi pune mai întâi lipici pe steluță, iar apoi voi lipi de ambalaj. Asta este steluța mea. Eu le-am terminat între timp, am mai multe. Voi folosi un fir pentru a face o ghirlandă, iar pentru a face gaura și a trece firul prin steluțe, voi folosi un obiect înfocat pentru a putea face găuri. Am terminat de făcut găurile, cum vă spuneam, cu un obiect înfocat. Trebuie să fiți foarte atenți pentru că vă puteți răni. Iar acum vom începe să le legăm de firul pe care eu l-am ales, e un fir auriu. Și vom face o ghirlandă. Aceasta este ghirlanda terminată. Mă gândesc să o atașez produsului sau să o pun ca și decorațiune în casă. Vă voi arăta în final ce am ales să fac cu ea. Dacă vă place conținutul meu, vă rog să-mi dați un subscribe, like, share și ne vedem la un nou tutorial.